Hristos a înviat, bună regăsit, dragi ascultători RCS FM, bună regăsit, dragi telespectatori Angelus TV, salută de la microfon Părintele Adrian Blăjuță, într-o biserică deosebită. Iisus Milostiv este hramul acestei biserici și astăzi sărbătorim acest hram al Bisericii Noi din Ghereiești, județul Neamț. Parohia are hramul Trupul și Sângele Domnului. Și iată, astăzi suntem în a doua duminică a Sfintelor Paști. Este Duminica Tomei, Duminica Albă, dar din anul 2000 este și Duminica Divinei Îndurări. Este o sărbătoare instituită de Sfântul Papa Ioan Paul al II-lea. Știm că Sfânta Faustina Kowalska a avut un rol deosebit în răspândirea acestei devoțiuni la Divina Milostivire sau Divina Îndurare, iar în anul 2000 un papă care este tot polonez ca și Sfânta Faustina Kowalska, iată, e cel care a promovat întreaga sa activitate apostolică, devoțiunea la Divina Milostivire. Suntem într-o zi de sărbătoare și deja, după cum puteți vedea și vă transmitem și celor care nu puteți să vedeți, s-au adunat mulți credincioși din această frumoasă comunitate ghereiești din județul Neamț. Va fi o celebrare deosebită cu această simțire sărbătorească, o celebrare prezidată de păstorul diecezei noastre de Iași, preasfințitul Iosif Păuleț. De altfel, astăzi se încheie și vizita pastorală pe care a făcut-o sau o face în această comunitate, o vizită începută de vineri. Au avut momente deosebite cei din Ghereiești împreună cu păstorul diecezei de Iași, bineînțeles și cu parohul comunității, părintele Paul Budău, dar și cu părintele Petru, cel care este vicar în această comunitate. Sfânta Liturghie, bineînțeles, va fi peste câteva momente, va începe, alături va fi și preasfințitul Petru Gherghel, episcop emerit, este fiul acestei comunități, acestui sat Ghereiești, va fi și părintele decan de Piatra, Petrică Dăncuț, și bineînțeles preoți din Ghereiești, preoți oaspeți care au dorit să participe la această sărbătoare a hramului. Vă invit, dragi prieteni, cei care ne urmăriți, fie la Radio RCS FM, fie la Angelus TV, să spuneți și altora, poate aveți prieteni, rude, care ar dori să participe la această celebrare, care poate nu pot merge la biserică în această perioadă, iar cei care ne urmăriți prin rețelele de socializare, prin Facebook, YouTube, să distribuiți această transmisiune. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să avem o celebrare deosebită, în care să ne deschidem inimile și să participăm la Sfânta Liturghie. Este un alt moment în care putem să-L întâlnim pe Hristos cel viu în viața noastră, în sufletele noastre, iar această duminică să ne aducă mai aproape de milostivirea lui Dumnezeu, de îndurarea aceasta pe care o are pentru fiecare dintre noi. Vă doresc să vă deschideți inimile și vă invit să faceți acest lucru, pentru că avem nevoie de astfel de momente frumoase, iar noi prin RCS FM, prin Angelus TV, sperăm că ajungem în casele și în inimile dumneavoastră și cu astfel de transmisiuni și cu celebrări care să ne bucure viața, să ne aducă această speranță a învierii, mai ales că suntem în acest timp al Paștelui și nu doar în această săptămână, pentru că se încheie într-adevăr astăzi octava pascală, dar continuă timpul Paștelui, 50 de zile, în care putem să-L întâlnim pe Hristos și să ne obișnuim să fim cu El, cel viu în viața noastră. Vă doresc o audiție, o vizionare plăcută și să fie rodnică în credință. Hristos a înviat!
Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Pacea să fie cu voi. Excelența voastră, preasfințite Iosif Păuleț, excelența voastră, preasfințite Petru Ghergel, cucernice părinte decan Petrică Dăncuț, cucernici părinți din altar, dragi persoane consacrate, domnule primar, iubiți credincioși, dragi telespectatori și dragi ascultători, Hristos a înviat! Îmi revine deosebită onoare de a vă spune tuturor, bine ați venit la sărbătoarea hramului acestei biserici noi, încă în construcție, dedicată lui Iisus Milostiv, pe care astăzi creștinătatea întreagă îl sărbătorește. Este Duminica Divinei Îndurări, duminică în care suntem chemați să ne amintim de iubirea infinită a lui Dumnezeu. Noi, comunitatea de aici, din Gherești, trăim și un momentul deosebit al vizitei pastorale a păstorului diecezei noastre, excelența sa, preasfințitul Iosif Păuleț. Ne bucurăm de faptul că Domnul ne vizitează și ne arată cât de mult ne iubește prin prezența sa în comunitatea noastră. Așadar, bun venit tuturor, ne deschidem inimile pentru a primi lumina și căldura lui Hristos cel viu, milostiv. Fraților prea iubiți, să ne recunoaștem acum păcatele, să-i cerem iertare lui Dumnezeu, ca să luăm parte așa cum se cuvine la celebrarea Sfintelor Taine. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și misiunea, din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea o rog pe Sfânta Maria, Ururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru. Să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică. Amen.
Dumnezeu. Ne rugăm. Dumnezeule pururi îndurător, în celebrarea anuală a sărbătorii Paștelui, Tu înflăcărezi credința poporului consacrat Ție. Te rugăm, sporește harul pe care ni l-ai dăruit, pentru ca toți să ajungă să înțeleagă așa cum se cuvine, în ce baie au fost spălați, în ce duh au fost reînăscuți și cu ce sânge au fost răscumpărați. Prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine, viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Din Cartea Apostolilor, din Faptele Apostolilor. În zilele acelea, mulțimea celor care au crezut era o singură inimă și un singur suflet. Niciunul dintre ei nu spunea că este ceea ce
are este al său, ci pe toate le aveau în comun. Apostolii dădeau mărturie cu multă putere despre învierea Domnului Iisus și ei toți se bucurau de mult har. De fapt, nu era niciunul dintre ei care să ducă lipsă, căci toți care posedau terenuri sau casele vindeau, aduceau prețul celor vândute și îl puneau la picioarele apostolilor. Apoi se împărțea fiecăruia după cum avea nevoie. Cuvântul Domnului. Scrisoarea 1 a Sfântului Apostol Ioan. Iubiților, oricine crede că Iisus este Hristos, este născut din Dumnezeu și oricine îl iubește pe Cel care a dat naștere, îl iubește și pe Cel care s-a născut din El. Prin aceasta cunoaștem că iubim pe copiii lui Dumnezeu, dacă îl iubim pe Dumnezeu și împlinim poruncile Lui. Pentru că aceasta este iubirea lui Dumnezeu, să păzim poruncile Lui, iar poruncile Lui nu sunt grele. Oricine este născut din Dumnezeu, învinge lumea. Și aceasta este victoria cu care a învins lumea, credința noastră. Însă cine învinge lumea, dacă nu cel care crede că Iisus este Fiul lui Dumnezeu? Acesta este cel care vine prin apă și sânge, Iisus Hristos. Nu numai prin apă, ci prin apă și sânge. Și Duhul este cel care dă mărturie, pentru că Duhul este adevărul. Cuvântul Domnului. Aleluia, 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 aleluia.
Pentru că m-ai văzut, ai crezut, Toma, spune Domnul. Fericiți cei care nu au văzut și au crezut. Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Ioan. În seara aceleiași zile, prima săptămânii, deși ușile locului în care erau discipolii de frica iudeilor erau încuiate, a venit Iisus, a stat în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă! Zicând aceasta, le-a arătat mâinile și coasta. Discipolii s-au bucurat văzându-L pe Domnul. Atunci Iisus le-a zis din nou, pace vouă! Așa cum m-a trimis Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. Și spunând aceasta, a suflat asupra lor și le-a zis, primiți-L pe Duhul Sfânt, cărora le veți ierta păcatele, le vor fi iertate, cărora le veți ține, le vor fi ținute. Însă Toma, unul dintre cei 12, cel numit Geamănul, nu era cu ei când a venit Iisus. Așadar, ceilalți discipoli i-au spus, l-am văzut pe Domnul, dar el le-a zis, dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor și nu voi pune degetul în semnul cuielor și nu voi pune mâna în coasta lui, nu voi crede. După 8 zile, discipolii lui erau iarăși înăuntru, iar Toma era împreună cu ei. Iisus a venit, deși ușile erau încuiate. A stat în mijlocul lor și i-a zis, pace vouă! Apoi i-a spus lui Toma, adu-ți degetul tău aici, iată mâinile mele. Adu-ți mâna și pune-o în coasta mea și nu fii necredincios, ci credincios. Toma a răspuns și i-a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Iisus i-a spus, pentru că m-ai văzut, Toma, ai crezut. Fericiți cei care nu au văzut și au crezut. Iisus a mai făcut înaintea discipolilor și multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta. Acestea însă au fost scrise ca să credeți că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viață în numele Lui. Cuvântul Domnului! Excelența voastră, preasfințite Petru, cucernice părinte decan, cucernice părinte paruh, cucernici părinți concelebranți,
Stimate autorități civile, dragi persoane consacrate, dragi seminariști, dragi copii și tineri, iubiți credincioși, dragi radioascultători, RCS FM, telespectatori, Angelus TV și toți cei care ne urmăriți pe internet, Hristos a înviat! Astăzi, în a doua duminică a Sfintelor Paști și în încheierea vizitei pastorale pe care am făcut-o în parohia Gherăiești, Neamț, celebrăm mai multe evenimente, duminica de astăzi purtând mai multe denumiri. O primă denumire este Duminica Albă, în latinește In Albis. De ce îi se spune așa? Pentru că acei credincioși, acei oameni care se pregăteau, maturi fiind, pentru primirea botezului în noaptea de Paști, numiți catehumeni, în noaptea de Paști, când erau botezați, îmbrăcau o haină albă. De aici și la botezurile pe care și astăzi le administrăm copiilor, se cere ca părinții sau nașii să aibă hăinuța albă sau o pânză albă. Și această haină albă, catehumenii, după ce o îmbrăcau în noaptea de Paști în mod solemn, o purtau cu mândrie creștină toată săptămâna până în duminica următoare, cum este duminica de astăzi. Și tot într-un cadru festiv dezbrăcau această haină albă. Ea ne amintește nouă tuturor de haina albă de la botez, care simbolizează curăția inimii, harul sfințitor pe care l-am primit atunci, dar pe care l-am pierdut apoi de atâtea ori când am făcut păcatul de moarte. Iisus însă, în îndurarea Lui, a înființat un alt sacrament, acela al reconcilierii, cum îi spunem noi, spovezii, pentru a primi din nou iertare pentru tot ceea ce am greșit și am îmbrăcat din nou, din punct de vedere sufletesc, haina albă a Harului Sfințitor. Deci, duminica albă, In Albis. O altă denumire este Duminica Tomei, de la Apostolul Toma. Greșit îi se spune de către unii necredinciosul, pentru că Sfântul Toma n-a fost un necredincios, a fost doar incredul, adică încăpățânat în a crede în adevărul învierii. Până nu văd eu, nu mă convinge nimeni ca să cred în învierea lui Iisus. Și Iisus i-a permis acest lucru spre binele nostru, putem spune. A opta zi i se arată înviat și îi spune: vino, Toma, pune degetul, să nu mai fii necredincios, adică incredul, încăpățânat în a crede ce ți-au spus ceilalți despre învierea mea, să fii credincios. Nu ne spune Evanghelia dacă Toma a mai pus degetul sau nu în coasta lui Iisus, parcă îl vedem rușinat acum cu capul plecat în jos și bătându-și pieptul și spunând sau făcând o mărturie de credință extraordinară, rămasă în pietatea noastră creștină, așa încât mi-aduc aminte când eram copil, o spuneam cu voce tare cu toți oamenii din biserică atunci când la prefacere preotul ridica pe Hristos cel înviat
prezent în ostia sfântă și apoi în vinul din potir, devenite trupul și sângele Domnului, cuvintele lui Toma, Domnul meu și Dumnezeul meu. Ceea ce înseamnă, cred, Iisuse, că Tu ești viu, prezent sub chipul pâinii și al vinului și așa vii în mijlocul nostru. Am observat că aici, la Gherăiești, ați păstrat mai departe cu voce tare la prefacere să spuneți aceste cuvinte ale lui Toma. O mărturie puternică în învierea lui Iisus Hristos, Domnul meu și Dumnezeul meu. Deci, Duminica Tomei. Dar ceea ce ne-a adunat pe noi astăzi aici, în această biserică, este o a treia denumire mai recentă a acestei duminici, prima de după Paște, și anume Duminica Divinei Îndurări sau a Milostivirii Divine. Iubiți credincioși, Divina Îndurare sau Milostivirea Divină este sărbătoarea hramului acestei biserici noi, închinate lui Iisus cel Milostiv. Și sigur, alături o avem pe beneficiara aparițiilor lui Iisus, călugărița poloneză, care se cheamă numele ei întreg, Sfânta Maria Faustina Elena Kowalska. N-a trăit mult, 33 de ani, cât a trăit și Iisus ca om pe pământ, dar a dus o viață sfântă și ei, în anul 1931, i s-a revelat Mântuitorul Hristos Iisus în forma pe care o avem noi în iconițele Divinei Îndurări. Uitați-vă și acolo, deasupra altarului, cât vedeți printre schele. Părintele spunea că o să facă un mozaic frumos cu dumneavoastră, ghereieștenii, în centru acolo, și într-o parte și alta vor fi cei doi sfinți, Kowalska și în partea cealaltă Ioan Paul al II-lea, Sfânta Kowalska Faustina și Sfântul Ioan Paul al II-lea, toate în mozaic, dar mai durează o leagă. Astăzi vreau să vă rețin un pic atenția asupra importanței și conținutului sărbătorii Divinei Îndurări sau Milostivirii Divine. Papa Ioan Paul al II-lea, la 30 aprilie anul 2000, atunci când a declarat-o sfântă pe Faustina Kowalska, a stabilit pentru biserica întreagă și sărbătoarea Divinei Îndurări. Pentru că așa i-a spus Iisus atunci când i s-a arătat în 1931 acestei călugărițe, să se picteze, să fie făcută o icoană care să mă reprezinte așa cum eu m-am arătat acum ție. Și vedem icoana de deasupra altarului. De asemenea, tu să fii apostol al milostivirii divine între oameni, să predici, să explici oamenilor și să le vorbești despre iubirea infinită, milostivă a lui Dumnezeu față de oameni. Și încă un lucru, să te adresezi autorităților bisericești ca să fie înființată o sărbătoare și îi spune exact timpul, Duminica de după Paște, cea de astăzi, în care toți creștinii să mă cinstească cu acest nume, Divina Milostivire sau Divina Îndurare. Aș vrea totuși să nu uităm faptul că suntem în plină atmosferă pascală. Suntem la încheierea octavei
Sfintelor Paști. Și ați auzit în toate zilele o continuă sărbătoare a Învierii, din ziua de Paști, în fiecare zi, până astăzi inclusiv, un Paște care trebuie să ajungă la toți oamenii, pentru că este cea mai mare sărbătoare a creștinătății. Dacă Iisus n-a înviat, zadarnică este predica noastră. Învierea explică totul și ne dă nou curaj și speranță în această vale de lacrimi, să ne purtăm cu răbdare suferințele, încercările, greutățile vieții noastre. Și de aceea în fiecare zi ați auzit și noi la breviar repetate cuvintele psalmistului: aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul. Și în ziua de Paște, a doua și a treia și a patra și a opta, inclusiv astăzi, aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul. Să ne bucurăm și să ne veselim întrânsa. Sunt cuvinte din Psalmul 118, versetul 24. Fraților, este o sărbătoare a bucuriei pentru toți, dar în mod deosebit pentru dumneavoastră cei din Ghereiești, care ați ales ca noua biserică, această măreață, frumoasă, să fie dedicată iubirii milostive a lui Dumnezeu. Preasfințitul de față, Petru Ghergel, are un merit deosebit pentru ridicarea acestei mărețe biserici. Și sperăm ca ea să fie finalizată cât mai curând pentru a fi sfințită și pentru a fi consacrat și altarul. Acesta este improvizat acum. O masă de altar din marmură care va fi sfințită, această masă de altar, odată cu sfințirea bisericii. Și am vrea ca acest timp să fie cât mai curând. Eu nu mă îndoiesc, am auzit de mai multe ori pe Preasfințitul spunându-mi că vrea să apuce și el ziua aceea în care biserica aceasta să fie sfințită și masa de altar consacrată. De aceea, Părinte Paul, hai să ne spui la sfârșitul liturghiei când o să fie gata biserica. Depinde și de dumneavoastră, credincioșii din Ghereiești, pentru a fi alături de preot și aduce la bun sfârșit această minunată lucrare. Personal, mă bucur foarte mult că ați ales ca noua biserică să fie sub patronajul milostivirii divine. De ce? Pentru că, dacă ne gândim bine, suntem păcătoși, toți, începând cu episcopul până la ultimul credincios și începând cu papa de la Roma, toți ne batem pieptul și spunem că am păcătuit cu gândul, cu vântul, cu fapta și omisiunea. Și ar trebui să ne batem tare pieptul spunând: din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. Suntem toți greșitori. Sfântul Apostol Ioan, în prima sa scrisoare, în capitolul 1, versetul 8, spune așa: dacă spunem că nu avem păcat, ne înșelăm pe noi înșine, iar adevărul nu este în noi. Toți păcătuim și de aceea avem nevoie de iertarea lui Dumnezeu. Numai El poate să ne dea această iertare. Și Iisus le-a spus apostolilor: cărora le veți ierta păcatele, vor fi iertate, cărora le veți ține, vor fi ținute. Așadar, avem toți nevoie de mila lui Dumnezeu, de iertarea Lui. De câte ori ne iartă Dumnezeu? De câte ori o cerem? Cu credință și cu umilință. O dată, de două ori, de 10 ori, de 100 de ori, de 1000 de ori, de 1000 de ori. Cum spunea Papa Francisc într-una din predicile sale, că obosim noi să-i cerem iertare,
dar Dumnezeu nu obosește niciodată să ne acorde iertarea. Iisus îi spune lui Petru când îl întreabă, Doamne, de câte ori trebuie să iert pe aproapele meu? De 70 de ori? Nu-ți spun de 7 ori, de 70 de ori, ci de 70 de ori câte 7, adică întotdeauna. Și dacă Dumnezeu este așa de bun și ne iartă păcatele atunci când îi cerem acest lucru cu credință și cu umilință, și noi, creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, trebuie să iertăm celor care ne-au greșit. Dar și cei care greșesc să aibă curajul să spună, iartă-mă, te rog, iartă-mă că am greșit, să nu fim încăpățânați. Crezând că eu nu sunt vinovat, el e vinovat, atunci nu ne mai iertăm niciodată. Iisus când ne-a învățat să spunem Tatăl nostru, știind cât de slabi suntem și ce greu ne vine să iertăm, nu ne-a învățat să spunem, și o să spunem și la această liturghie, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Ia vă rog să repetați după mine aceste cuvinte, să vă mai treziți din somn cei care dormiți, și ne iartă nouă toți. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Cuvintele acestea să nu le uităm niciodată atunci când spunem Tatăl nostru și să se verifice în faptele vieții noastre. Și după ce Iisus învață pe apostoli, pe noi toți, această formulă de rugăciune Tatăl nostru, adaugă aceste cuvinte: dacă voi iertați oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru ceresc vă va ierta. Însă dacă nu-i veți ierta pe oameni, atenție, dacă nu-i veți ierta pe oameni, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Nu vă pun să mai repetați cuvintele astea, că sigur nu o să reușiți. Celelalte le știți de la Tatăl nostru, dar vă rog să rețineți învățătura pe care ne dă Iisus prin aceste cuvinte și mai ales să punem în practică ceea ce Iisus ne-a învățat. Rețineți, vă rog, nu putem aștepta mila lui Dumnezeu dacă noi nu o dăm semenilor noștri. Vă rog să rețineți, e foarte important pentru viața noastră de credință. Și acum, în încheiere, vă invit printre schele acolo să vă uitați la icoană cât o puteți zări, până o să fie gata cea de mozaic, pentru a vedea cum a apărut Iisus Faustinei Kowalska în 1931 și a cerut să se facă această icoană. Din inima lui Iisus, aceea care a fost străpunsă de surița ostașului, au ieșit două fascicole de lumină în apariția lui Iisus Faustinei. Un fascicol de lumină de culoare roșie, simbolizând sângele care i-a curs din inima lui Iisus și care ne prezintă nouă prețul pe care l-a plătit Dumnezeu pentru salvarea noastră, pentru răscumpărarea noastră, și celălalt fascicol de lumină este de culoare albă, albăstruie, incolor a trebui, care simbolizează apa botezului, în care noi am fost spălați de întinarea păcatelor noastre și am devenit copii ai lui Dumnezeu. Și Iisus îi spune aceste cuvinte Sfintei Faustina: ambele raze au ieșit din marea mea îndurare. Atunci când inima mea, aflându-se în agonie pe cruce, a fost străpunsă de suliță, aceste raze pun la adăpost sufletele de mânia Tatălui meu. Fericit cel care va trăi la umbra acestor două raze,
căci nu va avea parte de mânia cea dreaptă a lui Dumnezeu. Nu în splendoarea culorilor, nici a picturii constă măreția acestei imagini, ci în harul meu. Iubiți credincioși, să purtăm cu noi imaginea aceasta frumoasă. L-am întrebat pe părintele când veneam de la parohia veche aici, dacă familiile din Gheroiești au primit cu ocazia sfințirii caselor, de exemplu, o icoană sau iconiță cu Divina Îndurare, cu Iisus cel Milostiv. Nu știe sigur dacă, dar nu mă îndoiesc eu că fiecare, dacă nu aveți, să vă procurați, sau că nu îl rog pe părintele să facă atâtea icoane mai mari, ca fiecare familie din Gherăiești să aibă în casă, alături de icoana inimii lui Iisus și a inimii Mariei, despre care v-am vorbit în vizita pastorală, ieri și alaltă ieri, și icoana lui Iisus cel Milostiv. Și pe lângă aceasta, pusă la loc de cinste în familie, în casă, să aveți și o iconiță, una mai micuță, pe care să o puneți în buzunar, sau să o puneți în portofel, sau să o puneți într-o carte de rugăciuni, care să vă amintească și să ne amintească tuturor de mila extraordinar de mare a lui Dumnezeu față de noi oamenii. Că dacă ar fi ca Dumnezeu să ne răsplătească după comportamentele noastre, după fără de legile noastre, n-am existat niciunul. De prea multe ori l-am supărat și îl supărăm pe Dumnezeu. De aceea să recitați coronița Divinei Îndurări, să priviți această icoană sau iconiță, să repetați cuvintele de iertare, implorând mila lui Dumnezeu pentru dumneavoastră, pentru noi și pentru lumea întreagă. Cred că a sesizat, pentru că dumneavoastră, făcând vizita pastorală și vizitând diferite familii, am constatat că aveți o atenție deosebită și urmăriți cu atenție radioul diecezei noastre, RCSFM. Și vă felicit pentru aceasta și de asemenea pentru contribuțiile pe care le oferiți pentru menținerea și progresul continuu al acestui post de radio catolic al diecezei noastre. Și postul de radio RCSFM în fiecare zi, dar în fiecare zi la ora 3 după amiază, transmite în direct coronița Divinei Îndurări. Și sunt mulți care fac odată cu radioul și eu, când nu sunt prins în ceva urgent, fac acest lucru. Coronița Divinei Îndurări nu durează mult. Alții o fac în biserică, alții o fac în particular sau în familie. Să îndrăgim această devoțiune și să repetăm cu încredere cuvintele pe care biserica le-a stabilit pentru recitarea acestei coronițe. Ai milă de noi, Doamne, și de lumea întreagă. În final, vă îndemn acum să repetați după mine. Iisuse, mă încred în tine. Iisuse, ai milă de noi și de lumea întreagă. Sfântă Faustina, roagă-te pentru noi. Sfinte Ioan Paul al II-lea, roagă-te pentru noi. Gata, Hristos a înviat. Acum să ne mărturisim credința. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotputernicul,
Fraților prea iubiți, să ne rugăm acum Domnului nostru Iisus Hristos, care a înviat cu adevărat pentru a-i dărui lumii o viață nouă. Doamne Iisuse Hristoase, învingător al păcatului și al morții, tăruiește-i bisericii tale pacea și bucuria Sfintelor Paști. Te rugăm, ascultă-ne! Dă-le tuturor popoarelor harul să cunoască vestea cea bună a învierii tale. Te rugăm, ascultă-ne! Arată lumii că viitorul îți aparține. Te rugăm, ascultă-ne! Dăruiește-le celor zbuciumați liniștea prin credința în învierea ta. Te rugăm, ascultă-ne! Ocrotește-i pe toți aceia pentru care suntem datori a ne ruga. Te rugăm, ascultă-ne! Fă ca cei răposați să învie glorios prin tine. Te rugăm, ascultă-ne! Ajută-ne să trăim bucuria învierii prin puterea credinței și a sfintelor taine. Te rugăm, ascultă-ne! Dumnezeule atotputernic, Tu ai făcut din toți cei care s-au renăscut prin botez un neam preoțesc și regesc. Dă-ne bunăvoință și putere ca să îndeplinim poruncile tale și fă ca tot poporul pe care l-ai chemat la viața veșnică să fie neclintit în credință și sârguincios în fapte bune. Așa te rugăm prin Hristos, Domnul nostru.
Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Te rugăm, Doamne, primește darurile poporului Tău, pentru ca toți cei care au fost reînnoiți prin mărturisirea numelui Tău și prin botez să ajungă la fericirea veșnică, prin Hristos, Domnul nostru. Domnul să fie cu voi. Adevărat vrednic și drept, de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul, dar mai ales se cuvine să te lăudăm în chip deosebit în această zi, în care a fost jertfit mielul pascal Hristos, Domnul nostru. El este cu adevărat mielul care a luat asupra sa păcatele lumii, care prin moartea sa a distrus moartea noastră, iar prin învierea sa ne-a făcut părtași ai vieții dumnezeiești. De aceea întreaga omenire, mărturisind adevărul învierii, tresaltă de bucurie, împreună cu puterile cerești și corurile de îngeri, cântăm și noi imnul măririi tale, zicând fără încetare.
sfântești cu adevărat, Doamne, și pe bună dreptate te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt, însuflețești și sfințești întregul univers și fără încetare aduni poporul Tău, pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus să îi se aducă numelui Tău jertfă curată. De aceea, Doamne, te rugăm cu umilință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine, căci El, în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și, mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor săi, zicând: luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuire a Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua Lui venire, îți oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate la darul bisericii tale și, recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu tine, dă-ne nouă, celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului Tău, harul ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un prinos veșnic, ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii Tăi, mai întâi cu prea fericita Fecioară născătoare de Dumnezeu, Maria, cu soțul ei, Sfântul Iosif,
cu fericiții apostoli și sleviții martiri, cu Sfânta Faustina Kowalska, cu Sfântul Papa Ioan Paul al II-lea și cu toți sfinții prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de Tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește, întări în credință și dragoste biserica Ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii Tăi, Papa nostru Francisc și episcopul nostru Iosif, episcopul auxiliar Petru, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care ai adunat-o în fața Ta. Întoarce la Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi risipiți spre Tine, pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut în această lume, primește-i cu bunătate în împărăția Ta cerească, unde ne dăjduim să ne bucurăm și noi de-a pururi de mărirea Ta împreună cu ei, prin Hristos Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, Ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Amin. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura Sa dumnezeiască, îndrăznim a spune: Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, Te rugăm, Doamne, de toate relele, și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru ca, ajutați de milostivirea Ta, să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința Bisericii Tale, și binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea.
iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Fericiți cei chemați la ospățul mielului. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu. Thank you.
Duhule atotputernic, dă-ne, te rugăm, harul ca puterea tainei pascale să lucreze necontenit în sufletele noastre, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Vă rog să luați loc. În calendarul nostru liturgic, după cum bine știm, dată fiind data de 25 martie, care a coincis cu Săptămâna Mare, sărbătoarea Bunei Vestiri a fost transferată, astfel încât mâine vom celebra această sărbătoare. Nu este de poruncă, nu este scrisă cu roșu în calendar, însă vă invităm să participați la o sfântă liturghie, fie dimineața la 7, fie seara la 6, pentru a-i aduce lui Dumnezeu prinosul nostru de laudă pentru această bună vestire a întrupării Fiului Său din Preacurata Fecioară Maria. Vă reamintim că în fiecare joi, înainte de liturghia de seară, celebrăm Calea Euharistiei. Este o devoțiune care dorește să ne facă și mai conștienți de prezența lui Hristos cel viu printre noi în Sfânta Taină a Altarului, în Sfânta Euharistie. În seara aceasta, la 5:30, avem devoțiunea, avem devoțiunea Căii Luminii cu vecernia și urmată de ultima liturghie. Vă anunțăm că a apărut un nou număr din revista noastră parohială Gând Senin, pe care vă invităm să îl luați cu dumneavoastră. Excelența voastră, Preasfințite Iosif Păuleț, Excelența voastră, Preasfințite Petru Gherghel, cucernice părinte decan, cucernici părinți din altar, dragi surori, dragi seminariști, dragi ministranți, stimate autorități, iubiți credincioși, dragi urmăritori ai acestei frumoase celebrări, fie pe calea internetului, fie pe calea undelor radio, fie pe calea televiziunii, permiteți-mi ca acum să îmi exprim un gând de gratitudine motivat de momentul pe care l-am trăit noi, cei din comunitatea parohială din Gherești, împreună de vineri încoace. Îi mulțumesc Bunului Dumnezeu pentru oportunitatea pe care ne-a oferit-o de a-L avea ca oaspete pe Preasfințitul Iosif în calitate de păstor al diecezei, care a venit să împlinească datoria oficiului său, să efectueze vizita canonică, vizita pastorală, pentru a ne cunoaște îndeaproape și pentru a ne aduce mesajul de iubire slujitoare. Deși o viață întreagă nu este suficientă pentru a cunoaște îndeajuns o persoană, cu atât mai puțin o comunitate, totuși în acest scurt răstimp de vineri și până astăzi, prin diversele întâlniri și discuții pe care le-ați avut, Preasfințite, v-ați putut da seama de realitatea complexă a comunității noastre parohiale. Parohia Ghereiești este una dintre parohiile mari ale diecezei, cu un număr mare de familii, cu credincioși evlavioși, temători de Dumnezeu, frumoși la chip, la trup și la suflet, implicați activ în trăirea vieții de credință. O comunitate cu o tradiție frumoasă, plăsmuită în jurul sărbătorii care o face să fie mereu verde, însuflețită, vie, proaspătă. Joia verde, trupul și sângele Domnului. De aceea se cuvine să-i aduc mulțumiri Domnului pentru această comunitate pe care am primit să o păstoresc în urmă cu 3 ani, începând cu 1 septembrie 2021. Și îi mulțumesc Domnului pentru toți și fiecare în parte dintre credincioșii care o alcătuiesc, fie prezenți efectiv în comunitate, fie plecați în afară, dar care păstrează legăturile afective cu comunitatea.
La primirea mandatului și instalarea mea ca paroh, am cerut un lucru pe care îmi permit să-l reînnoiesc și cu această ocazie. Ajutați-mă să vă slujesc iubindu-vă și să vă iubesc slujindu-vă. Mulțumesc Domnului pentru munca asiduă a predecesorilor mei, părintele Daniel Ghitiu și părintele Isidor Mocanu, de pie amintire. Slujirea și implicarea lor în viața comunității mă responsabilizează și mă determină să duc mai departe idealurile și proiectele frumoase inițiate, în special această biserică frumoasă, închinată lui Iisus milostiv, care îmi doresc personal și cred în această idee, va fi sanctuar al iubirii milostive. Mulțumesc Domnului pentru părintele Petru Clementin Stoica, părintele vicar, părintele colaborator pe care l-am găsit aici atunci când am venit. Experiența pe care o avea deja de 2 ani în slujirea comunității ca părinte vicar m-a ajutat și pe mine să intru puțin câte puțin în dinamica și în realitatea complexă și nouă pentru mine a unei comunități parohiale rurale. Mulțumesc Domnului pentru sora de la parohie, care prin specificul carismei pe care o are institutul din care face parte, slujitoarele lui Hristos, marele preot, îl slujește pe Hristos, asigurându-se ca nouă să nu ne lipsească hrana zilnică și să fim îngrijiți. Mulțumesc Domnului dascăl pentru munca asiduă și pentru efortul susținut pe care îl face pentru buna desfășurare a celebrărilor. Împreună cu membrii corului, prin cântările liturgice minuțios pregătite și cu multă dăruire interpretate, ne ajută să-L preamărim cu mai mult elan pe Domnul și să ne înălțăm sufletește cât mai sus. Mulțumesc Domnului pentru Marcelina, clopotărița care se îngrijește de biserică pentru ca să fie curată și frumos împodobită și care ne ține la curent cu evenimentele din comunitate prin glasul clopotelor. Apropo de aceasta, ieri a decedat o altă membră a comunității noastre și este depusă deja la capela mortuară. Dumnezeu să o odihnească, iar familiei să-i dea puterea de a trece peste acest moment greu de încercare. Mulțumesc Domnului pentru copiii din comunitate pe care dumneavoastră ni-i încredințați spre îndrumare pentru ca să devină creștinii maturi și autentici de mâine. Mulțumesc celor care frecventează activitățile din cadrul Armatei Albe și celor care formează grupul ministranților pe pinieră sigură a viitoarelor vocații. Mulțumesc Bunului Dumnezeu pentru adolescenții și tinerii din parohie, pentru prezența lor la activități și pentru implicarea în viața parohiei. Sunteți viitorul bisericii noastre și ne punem mari speranțe în mărturisirea voastră autentică a credinței. Mulțumesc Bunului Dumnezeu pentru surorile de la grădiniță, aparținând aceluiași institut diecezan al slujitoarelor lui Hristos, marele preot. Le mulțumesc pentru dăruirea cu care îi educă și îi ajută pe copiii dumneavoastră să crească frumos și drept printr-o formare sănătoasă, bazată pe valorile trainice ale credinței creștine. Mulțumesc Bunului Dumnezeu pentru credincioșii din comunitate implicați în acțiunea catolică și în grupul Mamelor Milostive. Implicarea dumneavoastră plină de însuflețire este de mare folos și ne ajută să găsim mereu motive de a-i mulțumi Domnului. Mulțumesc Bunului Dumnezeu pentru membrii care alcătuiesc Comitetul Parohial Pastoral și Comitetul Economic Parohial. Inițiativele dumneavoastră, sprijinul pe care îl oferiți, ne dau motive de asemenea să-i mulțumim Domnului și să sperăm, să credem că tot ceea ce întreprindem spre mai marea Lui slavă, întotdeauna este dus cu responsabilitate la sfârșit. Mulțumesc Bunului Dumnezeu pentru autoritățile locale, domnul primar, domnul viceprimar,
care întotdeauna răspund cu disponibilitate la solicitările pe care le adresăm. Un gând special de mulțumire părintelui Cristian Gălățanu, care de-a lungul timpului, de atunci când a început această biserică, a contribuit la obținerea multor fonduri din partea Secretariatului de Stat pentru Culte, care au ajutat în mare măsură la înaintarea lucrărilor. Sperăm în continuare în acest sprijin pe care Secretariatul de Stat pentru Culte ne-l va putea acorda, pentru ca, într-adevăr, să vedem această biserică frumoasă, acest viitor sanctuar al milostivirii divine, să-l vedem gata, pregătit de sărbătoarea mare a consacrării altarului și a sfințirii bisericii. În timp ce Preasfințitul amintea la predică de acea icoană, iconiță cu iubirea milostiv, cu Iisus milostiv, mi-am amintit că parcă la un moment dat am făcut o iconiță din aceea micuță cu Iisus milostiv și m-a responsabilizat acum Preasfințitul să mă ocup și de o icoană mai mare. Chiar m-am gândit de ce nu să facem împreună întronarea acestei icoane în fiecare familie. Va lua ceva timp, dar cred cu siguranță că va merita. Preasfințite, mulțumim încă o dată pentru prezența excelenței voastre în comunitatea noastră. Ne-am rugat în luna martie, în fiecare seară, la fiecare sfântă liturghie, de fapt, pentru buna reușită a acestei vizite pastorale. Îl rugăm pe Bunul Dumnezeu să vă dea putere pentru ca să păstoriți credincioșii diecezei noastre cu zelul și dăruirea cu care Domnul v-a înzestrat. Prezenția voastră, Preasfințite Iosif, dragă părinte decan, părinte paroc, părintele voastre, părinte creștini, nu o să țin o predică, ci vreau atât să vă spun că aici, vorbit cu Preasfințitul, să mă prezint ca unul dintre dumneavoastră, un reprezentant al creștinilor. Și să exprim într-adevăr această fericită și sfântă ocazie prin mijloacele noastre de comunicare RCSFM Radio, prin postul de televiziune Angelus TV de la București și prin alte mijloace ale noastre, că aici milostivirea lui Dumnezeu s-a făcut și se face prezentă. Că aici, cu adevărat, se împlinesc câteva dorințe ale Sfântului Părinte, Sfântul Ioan Paul al II-lea. Sfânt, care, sigur că în misiunea lui largă, frumoasă, a avut pentru România o adevărată prețuire. A fost mereu alături. Și de la el am primit aceste gânduri transmise cu bucurie pentru copii, pentru tineri și mai ales pentru această devoțiune a iubirii, milostivirii, după exemplul Faustinei Kowalska. Trebuie să știți că aici Papa a avut deja înainte și prin vizita pe care a făcut-o, dar și personal, un gând de binecuvântare. Și mă bucur, Preasfințite, să știu că el rămâne aici, Papa nostru cel bun, Papa care a revoluționat lumea,
care a schimbat mersul lumii, Papa care a știut să se apropie de toți, Papa care a venit să ne spună cât de mult ne iubește Dumnezeu. Pentru aceea asta, sprijinul său pentru această biserică, ce se dorește a fi sanctuar, cum a spus bine Părintele Paro, va fi un act de prețuire, de mulțumire, de recunoștință Sfântului Părinte și sigur prin el și Faustina Kowalska, lui Dumnezeu care ne-a iubit și ne iubește. Felicit cu adevărat pe toți cei care s-au angajat și se angajează mai departe pentru această biserică. Sigur că Părintelui Paroc îi mulțumesc că nu au uitat ce au făcut înaintași. Iar Părintelui Cristi, Dumnezeu să-i răsplătească oboseala și grija pe care a avut-o să sprijine în diferite feluri această operă de preamărire a lui Dumnezeu și a milostivirii sale. Iar din partea gereștenilor, pe care îmi permit să-i reprezint aici, preasfințite, vă aducem și recunoștință, și mulțumire, și vă asigurăm că nu numai acum, cu ocazia acestei vizite, ci mereu veți fi prezent în rugăciunea noastră. Dumnezeu să vă facă să aveți mereu împliniri. Iar fiecare familie care vă privește, vă primește să se bucure și să-L preamărească pe Dumnezeu. Să aveți sănătate și din partea gereștenilor noștri pentru acest mare dar al vizitei pastorale, vă spunem din inimă ad multos felicesque annos și vă aplaudăm din toată inima. Fiind la finalul vizitei pastorale și la această liturghie a hramului Bisericii Noi, care este merge spre finalizare, nu vreau să mai repet mulțumirile pe care le-a adus Părintele Paroh și cuvintele frumoase ale Preasfințitului Petru, ci doar să vă felicit din suflet pe dumneavoastră credincioșii din Gherăiești, pe toți preoții care de-a lungul anilor s-au străduit să țină vie flacăra credinței, ceea ce am constatat în aceste zile, și să vă cer, cum spunea și Preasfințitul, să fim mereu uniți în rugăciune, să vă rugați pentru noi, episcopi și preoți, și noi vă asigurăm totdeauna de rugăciunile noastre. Nu mă mai lungesc, că se răcesc sarmalele și vă grăbiți acasă, la masa de hram. Vă doresc tuturor poftă bună la masa de hram și o după-amiază frumoasă, statornicie în credință și Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți. Hristos a înviat! Domnul să fie cu voi. Să fie numele Domnului binecuvântat. Ajutorul nostru este în numele Domnului. Prin mijlocirea Sfântului Papa Ioan Paul al II-lea și a Sfintei Kowalska Faustina să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh.
liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace. Aleluia, aleluia. Dragi prieteni, am transmis până în aceste momente Sfânta Liturghie Pontificală din Biserica Iisus Milostiv din Gherești, județul Neamț, liturghie prezidată de păstorul diecezei noastre de Iași, Preasfințitul Iosif Pouleț, alături fiind și Preasfințitul Petru Gherghel, episcop emerit. A fost și părintele decan Petrică Dăncuț, părintele paroh Paul Budău, preoți de aici din Gherești, preoți oaspeți. O celebrare deosebită susținută de cântarea corului din această comunitate și dumneavoastră cred că sunteți de acord cu mine că au fost și sunt la înălțime. Mulțumim domnului dascăl, cel care coordonează acest cor, Neculai Toma și, bineînțeles, persoane consacrate, multe persoane care au dorit să participe la această celebrare. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și vă mulțumim pentru că ne susțineți pentru a transmite astfel de celebrări. Nu mă mai lungesc foarte mult pentru că programul la RCIS FM continuă, bineînțeles, cu Regina Celii, pe care o preluăm de la Angelus TV și, bineînțeles, vă invităm să rămâneți alături de programele RCIS FM și Angelus TV. Vă salută de la microfon părintele Adrian Blăjuță și, bineînțeles, alături de mine pentru a reuși să transmitem această celebrare frumoasă au fost Eduard Lucaci, Silviu Jitaru și Gabriel Măriuț. Mulțumesc și părintelui Cristi Diac din regie de acasă. Vă mulțumesc tuturor că ne sunteți alături, ne susțineți și faceți posibile aceste transmisiuni. Vă doresc o zi binecuvântată în continuare și să trăim sub privirile milostivirii divine. Hristos a înviat!